Procesul senatorului Dian Popescu s-a încheiat și astăzi cu o amânare la instanța supremă. Completul de cinci judecători l-a audiat pe parlamentarul acuzat de infracțiuni de corupție și a stabilit un nou termen pe 11 aprilie. Pentru citarea primarului Comunei Peștișani, Florin Pavel, inculpat în dosarul supranumit în Lotul Peștișani. Prima instanță a decis ca Dian Popescu să fie condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în timp ce Florin Pavel a primit 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în formă calificată. Și fratele senatorului Gabriel Popescu a primit 5 luni de închisoare cu suspendare tot pentru complicitate. Sentința a fost atacată. Cercetările au vizat modul în care primăria Peștișani a început lucrările de modernizare a unei baze școlare cu firma lui Dan Floarea, precum și realizarea unui stadion de către firma a fraților Popescu. Anchetatorii susțin că autoritățile locale ar fi achitat sume importante pentru lucrări neefectuate.